Bun găsit, medicii din spital pot elibera, odată ce externează pacientul, rețete pentru medicamente cu și fără contribuție personală, însă doar pentru o perioadă de până la 90 de zile. Excepție fac acelea care implică un contract de tip cost-volum ori cost-volum rezultat. Pentru acestea, durata de prescriere este de până la 30 de zile, arată CNAS. Asigurații trebuie însă și să prezinte documentele care să ateste calitatea de asigurat la casele de asigurări de sănătate. Actele pot fi depuse și online. De la 1 iulie însă, serviciile acordate prin unitățile sanitare cu paturi, furnizori de investigații paraclinice, cei de medicamente, de servicii de radioterapie și dializă vor fi validate cu Cardul Național de Sănătate. Măsura este importantă pentru a se asigura continuitatea în acordarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice sau a dispozitivelor medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative. Tot în acest act normativ se arată că nu va fi obligatorie transmiterea în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării ori eliberării a serviciilor înregistrate sau eliberate offline.